Anul 2018 a fost declarat anul Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor al Moldovei. Inițiativa aparține președintelui Igor Dodon și are menirea de a aduce un omagiu marelui voievod, dar și de a consolida statalitatea Republicii Moldova. Tot astăzi este marcată ziua statalității, sărbătoare instituită printr-un decret al șefului statului. La evenimentul de lansare a anului Ștefan cel Mare și Sfânt au venit deputați PSRM, ambasadori, oameni de artă și cultură apropiați președintelui Dodon. Șeful statului a avut un discurs tăios la adresa unionismului, promovat tot mai intens în Republica Moldova. Astăzi, Ștefan cel Mare constituie simbolul, este pilonul pe care ne sprijinim pentru a nu fi ademeniți de chemarea amăgitoare și primejdioasă a sirenilor unionismului. Anul lui Ștefan ne poate ajuta să trecem cu bine ispitele și nechipzuință. Ștefan cel Mare a creat o epocă pentru întreaga Europa. A crescut valori și a știut să apere valorile. De aceea, poporul nostru, încă de pe vremea sa și mai târziu, l-a numit pe Ștefan și Sfânt. Instituirea anului 2018, drept anul Ștefan cel Mare și Sfânt, presupune organizarea mai multor acțiuni de evocare a personalității Marelui Domnitor, printre care lansarea celor 3 episoade ale filmului documentar științific Istoria Moldovei, reconstrucția unor monumente ale lui Ștefan cel Mare în localități din Republica Moldova și organizarea mai multor festivaluri și concerte.